Salutare! Ia priviți unde dormim noi! Într-un hotel pe roți! Și acum este seară, prima noapte în hotelul nostru, în Autorulote. Și copiii dorm la locul lor. Ia priviți acolo, Melissa cu Mircea. Salut! Cucu! Aici stau trotinetele, bicicletele. Ce, ce bine, e super! Aveți și plasă de protecție? Da! Bravo! Ia priviți, Matei a găsit un geam și mi-arată ce e acolo. Se vede orașul? Da! Băi, ce frumos! Bine! E bine aici, da? Bine. Hai, vină cu mine la somnic! Hai să dormim! Hai, hai, hai! Hai, spune acolo tuturor noapte bună! Hai, stinge lumina! Așa! Gata, bravo! Hai, spune noapte și bună! Și apartamentul meu se închide lumina! Ce e acolo? Jucăria ta, da? Da! Vom opri să luăm micul dejun în curând, când vor avea copiii pauză. Acum este dimineața la noi. Cât este ora? 8 și 15 minute. Și iată că ajungem în capitala de nord a Moldovei, orașul Bălți, și acum luăm drumul spre Iedineț. Ai figurine acolo? Multe. Acum am oprit să mergem la benzinărie și să procurăm niște lemne ca să facem un foc de tabără cu copiii, cu familia. Așa, să ne punem masca. Să vedem, găsește tate lemne sau nu? Nu sunt închis. Ce, nu sunt? Nu sunt, căutăm în altă parte. Hai. Prima dată văd nu aibă lemne. Tati, bicicletele sunt pe loc. Noi ne făceam griji dacă le-am fixat bine. E ok. Se țin bine. Hai să mergem. Să ne continuăm drumul. Mai avem de mers mult. Și ia priviți, mergând am văzut ceva foarte gustos. Mergem să încercăm să vedem ce e acolo. Haideți să alegem ceva, căpșunele, fructe pentru copii. Și ce care? Care îți face de ouă? Asta? Ce să luăm de asta? Așa. Și ia priviți. Vreau să le miros, dar am masca pe gură. Dar sunt foarte frumoase. Uite ce delicios arată. Da, nu e frumos. O zi frumoasă. La revedere! Am tras draperia pentru că era soare și nu putea să scrie. Să le arăt ce le-am luat. Ia priviți. Ia miroase, Mircea. Wow, și Melissa face matematică. Acum și eu mă conectez. Deja cu limba română ai terminat. Ai făcut puzzle? Mai oprit la o stație Peco, să vedem și aici dacă găsim lemne. Se pare că e greu de găsit lemne. Sunt doar cărbuni. Cărbuni din lemn, lemn mus. Ce, tati, ai găsit lemne? Și tati a găsit în sfârșit lemne de foc. Astăzi vom face rugul. Și am găsit aici un market local și să intrăm să vedem ce putem să cumpărăm. Orașul Costești. Cereale cu lapte să luăm. Din astea.
colăcel, măsline, ulei, luăm și lapte, luăm biscuiți, luăm ardei dulci, să coacem la grătar și cartofi. Tati, mai ai o cutie? Și eu am aici ceva. Multe. Wow, suntem în localitatea Varadic. Ia priviți ce priveliște avem noi. Și aici trebuie să trecem de un pod micuț. Și după o călătorie de câteva ore am ajuns. Acolo dormi mami și tati sus. Da, acolo. Stai că și Matei acolo se aude. Hai, încalță-te. Uite așa, hai Matei. Și Matei. De mânuța. Așa. Și Melisa. Salut, curcubeu. Salut. Da, am ajuns aici. E cald, e bine? Ia priviți aici. Ce frumusețe! Să ai grijă că aici sunt șerpi. Șerpi? Unde? Voi de mine! Unde am ajuns? Wow! Ce mare! Vom sigila bine ușile! Să nu intri cumva în căsuță! Și pregătim scaunele pentru camping! Autorulota este dotată cu 5 scaune din astea și o masă pentru camping. Ia priviți, aici avem și scaunel pentru a purta copilul în spate. Ce, Mircea, te pregătești să iai prânzul? Da. Și iată că am ajuns în localitatea Varadic, Moldova, și am pregătit scaunele și masa de camping oferite de camper.md și urmează să luăm prânzul. Ia priviți ce priveliște frumoase avem aici. Super! Și rămâneți cu noi până la final, pentru că seara va fi fierică. Avem o surpriză pentru voi toți. Și foarte mare. Da! Și Matei pleacă la plimbare. Face drumeții, da, Matei? Doar că în spate la tati. Așa, centura de siguranță e pusă. Și Matei deja dorme așa de bine acolo. Super! Acest este un rucsac scăunel pentru copiii mici care nu pot să meargă mult, obosesc prea repede și merg în spate la tati. De cât în brațe, mai bine să luăm în spate, da? Da. Și e greu, tati? Nu știu. Când mă întorc de acolo, îți spun. Oho-ho! Bine, pa! Apropo, acest rucsac ni l-a oferit gratuit! Este un dar din partea camper.md. Mulțumim! Succes! Foarte frumos este aici, super! Copii, vă luați bicicletele? Da! Ia priviți, tati, unde a ajuns deja. E super! Și Matei, fără că să obosească, e super fain acest rucsac. O idee foarte bună. Ce acolo? Un tractor! Wow! Hai, hai, facem sport! Încă puțin. Ce zici, ce zici? Apa este caldă și ne scâlăm un pic. V-ați luat costumele de baie? Da.
Ok. Matei, cum a fost? Bine? Așa, aici. Și aici. Încălzim. Două ochiuri. Avem trei ochiuri. Și pentru ceainic este unul. Da. Și imediat mâncăm. Din pământ iese cârtiță sau ce este aceasta? Mami, cârtița ce iese afară? Eu știu ce e asta. Ia să scrieți în comentarii. Cum se numesc chestiile astea? Dar uite că stă afară. Hop, și vine încă una. Pac. Hai. Uite, cât am stat afară, ele nu au avut curajul. Mami, dar sunt pare ele gustoase? Nu cred. Asta e post. Uite, ele se bat. La lungă, vezi? Vai de mine. Nu știu dacă ați văzut voi ceva. Cineva este cu barca. Chiar e frumos aici. Elisa, punem luminițele. Și tati despachetează altele. Da. Să facem să fie frumos, nu? Da. Da, Elisa. Și sărbătorim ziua Melisei. Da. Iată și unde noi vom dormi astăzi. Și nu uita să urmărești vlogul de pe familia Melumi, unde noi am făcut 24 de ore în rulotă. Tati pune luminițele și Mircea ajută. Bravo, Mircea! Și între timp Matei s-a trezit. Ai dormit bine, Matei? Și mănâncă și el ciorbiță. Poftă mare, Matei. Și apusul soarelui a privit așa. Bravo. Este foarte gustos. Și Matei papă singur. Yummy. Așa.